Salut, prieten! Salut! Nou video! Astăzi nou video! Duminică! Da, un video care sperăm să vă fie vouă util. Un video în care vrem să povestim care ar fi totuși primii pași atunci când voi v-ați gândit, v-ați dorit să emigrați. Adică este o serie de pași, nu chiar foarte mulți, nu tare complicați, nu e nicio matematică superioară aici, sunt doar câteva sfaturi concrete pe puncte ce să faceți dacă totuși ați decis treci Atlanticul. Da. Deci încep eu cu primul punct, da? Ok, da. Primul punct. Deci primul punct, după părerea noastră, după experiența noastră, a fost ai dorința de a schimba ceva în viața ta și în viața familiei tale. Da. Adică găsiți-vă motivația. Noi cunoaștem multe exemple în care lumea le-ar plăcea Canada, ar vrea să trăiască în Canada, auzim multe despre Canada, dar nu au motivația care să îi împingă să treacă prin tot procesul de emigrare. Adică vor, dar stau pe loc. Adică da. E nevoie să vă găsiți ceva să vă împingă. Îi trebuie să vă găsiți motivația. Ce ai văzut? Noi suntem în parc, aici se plimbă oamenii cu copii, cu câini, cu tot ce vreți. Aici e un parc chiar și pentru biciclete. A doilea punct. Deci după ce aveți motivația, aveți așa o grintă, o voință de fier, treceți la planul, la a doilea step din plan. Îi să învățați limba. Și aici un sfat care e valabil absolut pentru 100% din cazuri, învățați limba ambii. Dacă plecați în doi, învățați limba ambii. Chiar dacă doar cineva dă examenul, doar unul din voi dă examenul, cineva să ia puncte pentru asta, celălalt, imaginează-vă că veniți aici, ce o să fac celălalt? Stai acasă, nu face nimic, nu poate da, nici să angajeze la un... Sau o să la meargă la magazin și nu știu, o să dea de mâini să-i explici și vrea sau cât costă? Sau mai bine spus, o să folosească Google Translate prin telefon și nu, dar imaginați-vă, deci limba vă trebuie la ambii, fiindcă ca să ai un job bine plătit, ca să te integrezi în Canada, ca să te adaptezi și să ai o viață calitativă aici, limba trebuie la amândoi. Și nu trageți speranța că eu o să mă duc, eu o să ajung acolo și o să învăț acolo, nu. Deci minimum ca să te descurci vorbind la magazin, în autobuz, chiar și la un interviu, trebuie să-l ai, bazele trebuie să le ai. Fiindcă voi o să veniți aici și o să pierdeți din potențialul vostru, din banii voștri, doar fiindcă nu cunoașteți limba și o să pierdeți timp pentru a învăța aici pe loc. Deci, a doilea, învățați limba. Mergeți la cursuri sau pur și banal, uitați-vă la filme în limba engleză. Filme cu subtitrări în limba engleză sau, dacă nu, noi am putea să dăm, bineînțeles, un link unde noi am învățat tot cât de cât engleză. Ne-am pregătit pentru IELTS, tot pe Engvid. Da, sunt o groază de materiale online, chiar și Invin. Căutați Engvid pe YouTube, o groază de materiale. Încercați singur să vă pregătiți să învățați limba înainte de a pleca. E o mare pierdere să veniți fără limba aici. Și deci nu aș sfătui pe nimeni să meargă la un învățător privat, să-ți cheltui banii mulți, aiurea. Uitați-vă de sinistrător. Da, învățătorii te ajută dacă, de exemplu, ai doar o lună să pregătești și ai nevoie de ajutorul unui specialist. Dacă voi vă gândiți, nu știu, în luni de zile, încercați singuri. Și cum vă spuneam, e o mare pierdere pentru o familie doar dacă doar unul învață limba țării în care emigrează. Da. Învățați ambii. Deci al treilea pas pentru noi au fost banii. Da. Deci economie. Începeți a pune bani deoparte. Cât mai multă economie, pentru că banii care economisiți în țară vă vor ajuta și vă vor fi de mare folos aici în Canada. Da, ceea ce economisiți voi acolo, deci banii care voi îi puneți deoparte, o să-i cheltuiți aici. Adică jertfiți un pic din luxul vostru de acolo, însă vă faceți imigrarea și adaptarea un pic mai ușor. Adică vă amortizați din șocul care o să-l aveți aici. Pentru că, cum în cazul nostru, noi am decis că în Italia, ok, renunțăm la câteva plăceri, la câteva vacanțe. În schimb, în Canada o să cunoaștem țara mai bine, o să ne permitem mai multe lucruri, să vedem, să călătorim. Da. Adică puneți bani deoparte. Și în ultimul rând, banii sunt și o cerință în procesul de emigrare. Adică ca să nu aveți surpriză atunci când emigrați, că nu vă ajung bani, că stresul banilor, începeți să puneți banii încetșor deoparte ca să fiți siguri că sunteți, nu știu, asigurați din latura aceasta financiară. Pe sigur. Al patrulea este ceea ce foarte mulți, nu știu, ceea ce ne-au sfătuit și pe noi, e să mergeți pe site-urile oficiale. De fapt, site-urile oficiale ar trebui să meargă împreună cu pasul 2, adică învățând limba engleză, mergeți și pe site-urile oficiale, adică astea merg mână în mână.
Așa am învățat, citind site-ul oficial, informații pe site-ul oficial, învățat și limbajul formal, birocratic din Canada. E total alt nivel de engleză, e altceva. Mă rog, nu e engleză cosmică, însă oricum învățați cum un limbaj formal de engleză. Și nu, ca un life hack, nu mergeți neapărat doar pe sfaturile cuiva sau pe serviciile unei agenții, încercați să faceți singur primii pași, vedeți ce înțelegeți dintr-un site, vedeți cerințele voastre și a familiei voastre, dacă treceți, dacă nu treceți, cum vă pare, nu știu, site-ul provinciei, dacă vă place provincia, încercați. Noi avem un video despre emigrarea în Canada, o să încerc să pun aici, în care sunt o groază de link-uri pentru emigrarea federală, emigrarea prin provincii, găsiți acolo o groază de informații. Deci, penultimul pas, al patrulea, ar fi site-uri, informații-vă de pe site-urile mergeți oficiale. Pe site-uri. Mergeți alea pe site-uri. Stați sigur că nu vă debarasează de la traseul vostru de emigrare. Da, și un avantaj, site-urile sunt mereu updatate. Ceea ce găsiți voi, nu știu, de la niște prieteni, neamuri care au emigrat prin Quebec cu 5 ani în urmă, nu mai este valabil. Da. Trebuie să vă informați cu informația de, cum, updatată de ultima oră, fiindcă, iarăși, nu pierdeți timp și bani. Deci dacă tu ești în 2025 și ne asculți acum pe noi, mergi pe site-ul oficial. Da, pentru că, de exemplu, cum am emigrat noi în anul 2018-2019, s-ar putea să nu mai fi valabil chiar în 12 luni, s-ar putea lucruri să schimbe. Și ultimul punct pe care noi îl socotim tot foarte important, să vă informați de pe forumuri. Forumuri precum grupuri pe Facebook, Români în Canada, Moldoveni în Canada, Montreal.ro. Da, mai sunt niște site-uri. Să fiți atenți, atunci când mergeți pe aceste grupuri, încercați să aveți deja voi un pic de informații, fiindcă eu am văzut o groază de cazuri, lasă-mă să termin doar un pic, am văzut o groază de cazuri când lumea vine pe grupul Moldoveni în Canada, Români în Canada și întreabă, vreau să emigrez, dați-mi ce să fac sau spuneți-mi ce să fac că vreau să ajung în Canada. Deci s-ar putea să vă răspundă lumea sau s-ar putea pur și simplu să vă ia în zeflea mea. Da, precum... Faceți tema de acasă, învățați un pic de informații, răsfăiți un pic site-urile și după asta treceți prin forumuri cu niște întrebări subtile, concrete, întrebări ceea ce n-ați înțeles. Întrebări direct la argument. Da, de exemplu, unde, cum, care sunt serviciile pentru copii, pentru grădiniță în Canada, cum, dacă vreau să merg la studii, ca ce colegiu îmi recomandați. Deci fiți mai specifici ca cineva să vă ajute. Da, într-adevăr să vă ajute, să vă răspundă în mod serios, pentru că de obicei pe forumuri îți luați în zeflea mea. Precum am văzut unul, vreau să ajung în Canada, cum pot să fac? Alții zic, fă deschide viză și vin în viză, în vizită, atâta tot. Da, da, da. Simplu, după nu? După asta o să te descurci. După asta te descurci. Da, a, ok. Da. Cam astea fi. Deci, în primul rând, care erau? Da, să le repetăm încă o dată, că le-am și uitat. Care erau? Motivația. Deci, motivația. Găsiți ceea ce vreți voi în viață. Dacă ceea ce vreți voi în viață, trăiți într-o țară cu un nivel înalt ca și Canada, go! 2. Limba. Limba. În Canada învățați nu aveți limba. Ce căuta fără limbă. Învățați franceză, de acasă. Engleză, indiferent unde mergi. Dacă învățați ori de acasă, una, economisiți timp și bani. Da. 3. Banii. Bani. Puneți bani deoparte, fiindcă unicul lucru care o să vă prindă bine în Canada, sau cel mai bine care o să vă prindă bine în Canada, sunt banii care îi aduceți cu voi. Da. 4. Site-urile oficiale. Informații-vă de pe site-urile oficiale. 5. Forumuri. Da, site-urile oficiale și forumurile este acolo de unde voi culegeți informații gratis. Nu dați bani nimănui, țineți-i pentru voi. Ca la fel și cu limba. Seara când veniți acasă, cum făceam și noi, după muncă, vineam acasă, ne uitam site-uri, mai comunicăm cu cineva, mai întrebam lucruri care nu erau clare și așa ne-am croit drumul aici în Canada în câteva luni. Ok, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la urmă, dacă ați rezistat. Dacă ceva, nu știu, nu v-a fost clar sau doriți să vă mai vorbim despre ceva, lăsați-ne în comentarii sugestiile voastre. Și mai reveniți pe canal. Da, și întrebările. Okay.